dimineața! Bună dimineața! Ziceți voi ce mod mai frumos să începem un vlog săptămânal decât împreună cu Cristian? Cristian! Trebuie să... ajungem la 10 fix? Nu o să ajungem la 10 fix, când se aglomerează pe parcurs. Am mai făcut drumul ăsta. Trebuie să mergem la Băneasa. Este ora 9. Trebuie să mergem pentru că avem de filmat acolo ceva foarte drăguț. Este ora 9 și un pic. Și nu știu ce 9 și un pic, că ultima oară când m-am uitat la ceas era 8:40, dar în fine. Da, era acum 20 ceva de minute. Da. Da, da, nu știu cum trece timpul acesta. Și ne-am făcut drăgu-drăgu, astfel încât să mergem să filmăm ceva drăguț și apoi să mergem drăgu-drăgu foarte repede la birou. Bă, da, trebuie să spun. Ce? Că în mașina asta mai avea nevoie de încă un loc pentru parfumul tău. De ce? E foarte prezent. Este, da. Dar să știi că și al tău este foarte prezent. Adică eu simt parfumul tău foarte bine, deși îl simt și pe al meu foarte bine. Și trebuie să-ți mai spun faptul că trebuie să facem ceva într-o privință, pentru că parfumurile acestea cu care ne-am întors sunt bombă. Trebuie să facem ceva în această privință. Păi da, dar nu știu ce am putea face. Aseară, la eveniment, într-adevăr, aseară am fost la un eveniment. Să știți că nu v-am luat cu mine pentru că am simțit nevoia să nu stau cu camera în mână o zi. Era și cazul după 8 zile să stau cu camera în mână în Dubai. Da. Chiar era cazul să fac treaba asta. Și m-am dat cu parfum la 6 și un pic când am plecat de acasă și vreau să zic că toată lumea m-a întrebat. Miroși foarte bine, cu ce te-ai dat? Cu ce parfum te-ai dat? Că ne place foarte mult cum miroși. Și am fost un pic invidioasă, că voiam să port parfumul meu și să-mi zică toată lumea așa. Bine, oricum toată lumea îmi zice când portau. Asta este cert, dar îmi place să primesc complimente cu miros frumos. Dar tind să cred în punctul ăsta că varianta de baldafric pe care o ai tu de la domnul ăla. Da. Este mai persistent decât originalul. Da. Originalul e ceva mai lejer. Originalul este mult mai lejer decât acesta și într-adevăr este monstru la persistență. Ieri și la birou m-au întrebat niște oameni, bine, except în faptul că m-au întrebat ce mi-am făcut la păr. Eu ne făcând nimic la păr și băieții. Ce ți-ai făcut la păr? Ți-ai făcut ceva la păr? Exceptând treaba asta, m-au întrebat de parfum. Și nu se întâmplă în fiecare zi să mă întrebe cineva cu ce m-am dat, că miros foarte frumos. Și m-au întrebat. E monstru, într-adevăr. Trebuie să facem ceva în privința asta. E monstru marin! Ne mai gândim la soluții. M-am dat cu rujul de la Dior. Sunt strălucitoare. Rujul de deșert? Rujul de deșert, da. Sunt strălucitoare și aranjată și am eyeliner, nu e egal, dar nu contează, pentru că mergem să facem frumos. O să vedeți și voi despre ce este vorba pe Instagram. Dacă m-ați urmărit pe Instagram, ați văzut deja. Pentru că atunci când o să apară vlogul săptămânal, se va fi terminat. No. Ceea ce anunțăm noi astăzi. Sper că ați văzut. Și hai să ne auzim direct de acolo. Să ne auzim de acolo. Probabil că o să mai povestim și direct din magazin. Mai povestim direct din magazin. We will see. Dacă avem timp. Am venit în Dubai. E codă de aici? Da. Pe bune? Da. Păi și ăsta zice să mergi pe aici? Da. E prost? Nu tot pe aici, cred că și peste tot din păcate. O, dar ce soare frumos. Unde? Da, cred că o să facem o... Aici la mine pe ecran. Cred că o să facem o veșnicie până la Băneasa. Why? 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 Am ajuns la Delirium, am filmat tot ce era de filmat și acum o să mergem la birou, să ne punem pe editat și vreau să vă zic faptul că am descoperit două parfumuri noi foarte faine. Pe ăsta îl mai mirosisem în momentul în care l-am cumpărat pe celălalt, dar mi se pare că e foarte drăguț acum Lost in Translation. Este Maison Matin parfumul. O să-l am și pe el în curând în colecția mea și am descoperit unul superb care se cheamă I Don't Know What, adică Je Ne Sais Quoi din franceză, care aparține brandului Dese Endurga, sper că pronunț bine numele, și care miroase senzațional, e diferit, cred eu că e și puternic din cum se simte el aici.
poate fi, din câte am înțeles, și un liant pentru alte parfumuri și poate fi folosit și de sine stătător. Aș zice cumva că seamănă cu ceea ce îmi transmite mie, nu ca și miros, ci ca ceea ce poate să facă Juliet has a gun, not a perfume. Cam asta aș zice. Și dacă pot să postez clipul acesta și nu se aude muzica din mall foarte tare, am descoperit un ambitious care este dramatic. Acesta, Doamne ferește, eu nu știu de ce nu mi-a atras atenția în magazin în momentul în care l-am luat pe Sexorcist, pentru că mi se pare că miroase extrem de bine. Și cred că are iris, pentru că are mirosul acela de ruj. L-ai mirosit, Cristian? A, cred că are iris, pentru că are mirosul ăla de ruj vechi, de rujul bunicii, ceva de genul ăsta. De un parfum care transmite așa că ești o femeie puternică. Femeie puternică și independentă, zic. Gata, mergem mai departe, luăm o cafea și mergem spre birou, că deja este extrem, dar extrem de târziu. Ca să vedeți în ce lume trăim, acolo este o mașină care nu face dreapta pe unde trebuie, că dreapta trebuie făcut pe aici. Și el insistă să facă în mijlocul drumului, iar în mijlocul drumului e un polițist care îi spune n-ai voie pe aici și nu vrea. Efectiv nu vrea să se ducă înainte. Mi se pare incredibil că trăim în această Românie în care unul e suficient de tâmpit astfel încât să se pună cu poliția și să zică nu vreau să fac pe aici, vreau să fac pe unde vreau eu. Efectiv. Ei, dar bună dimineața! Nu ne-am auzit săptămâna asta aproape deloc pentru că am avut treabă, eram avut și pomană, au fost niște zile aglomerate și urâte și dubioase și așa mai departe, dar astăzi este duminică și nu știu dacă ați văzut clipul de vineri, dar chiar merg la Delirium pentru că chiar trebuie să fac niște shopping și o să profit de faptul că merg în Băneasa și după ce termin la Delirium las și niște pungi cu haine la H&M, sper să primească și cei din Băneasa și apoi, înainte de asta, iau un colet, că tocmai ce a venit un mesaj, iau un colet de la curier, că e perioada Black Friday și se livrează în fiecare zi colete, sper să nu se livreze și mâine, pentru că eu pe toate am pus adresa de la birou și nu am chef să... Mâine e luni. Azi e duminică. Da, azi e duminică. Mă scuzați, credeam că e sâmbătă, nu știu de ce. Și... luăm o cafea, să mă gândesc eu la o cafenea bună, bună, în drum spre Băneasa. Mergem repede, repede la Delirium și ne mai uităm noi pe acolo, pe undeva, la cred. La Zara, H&M. La Zara, H&M. Mai vedem noi. Doar nu credeam că mă duc doar la Delirium. Și cam atât. Și Iulia e aici lângă mine și testează parfumuri. A trecut un domn cu o motocicletă și a pornit o alarmă în spate. Am ajuns la Caftorii, așteptăm să deschidă la 10, pentru că mai sunt câteva minute și să bem o cafea. Și am luat și coletul de la Nala și am fost și la supermercatul, așa că facem unboxing după ce ajung acasă. Am ajuns la mall. Țineți-ne pumnii, că am senzația că iar o să cheltuim mulți bani. Eu sper să nu, sper să cumpăr doar niște cadouri, dar o să vedem. Am venit la mașină, am adus prima tură de shopping pe care am făcut-o. Mi-am cumpărat ceva de la Zara, deși nu era în plan, dar am găsit o rochie foarte drăguță. Bună dimineața! Bună. Sunt aici cu Iulia. Iulia mă corup pe la Zara și eu o corup la parfumuri. Da. Facem echipă bună împreună. Facem super echipă împreună. Noi la shopping. Normal. Trebuie să ieșim rar la shopping, cheltuim mulți bani. Mi-am luat dresuri de la Calcedonia, o să vă explic acasă de ce mi-am luat de la ei și evident din Delirium, că trebuia și că trebuia să profităm de reduceri în primul rând și la fel o să vă arăt acasă ce am luat și apoi sau o să vă arăt, da, o să vedem acasă.
Și acum ne ducem la Zara, la băieți, că aș vrea să iau ceva și lui Cristian. Un pic la H&M. Bine că am luat alea și nu le-am pus. Vreau să aduc și la reciclat la H&M, dar iar le-am uitat în mașină pentru a doua oară, că de-aia ne întorsesem la mașină să le iau. Dar le iau acum din nou și mergem și cred că ne auzim în drum spre casă sau chiar acasă. Săptămâna aceasta iar ne-am cam auzit din 2 în 3. Îmi pare foarte și extrem de rău pentru treaba asta, dar așa a fost să fie. Și câteodată se mai întâmplă și lucruri din astea care nu neapărat că te dau peste cap, dar te fac să nu ai suficient timp la dispoziție astfel încât să le rezolvi pe toate. Așa că ce să facem și noi? Hai să facem niște dezboxări, niște unboxing-uri, niște scoateri din cutie, așa cum zice Cristian, o dată, pentru că am și niște colete și a doua oară să vă arăt ce am cumpărat. Nu știu cu ce să încep, sincer. Am și ceva de mâncare, pentru că în timp ce ne duceam spre mall a trebuit să mă opresc să iau eu un colet de la un curier și luând coletul de la curierul respectiv, am trecut pe lângă un supermercat și am intrat repede și am cumpărat câte ceva și hai să începem cu asta. Zic, ca să fie depășit subiectul food, am luat, aveau, nu știu dacă la ofertă sau nu, și cred că am dat pe el 27 de lei, stați să caut bonul, ia să văd, ăsta este bonul meu, da, cu mortadela. Torta Bauli limone, 27 de lei, Iulia, bad Iulia, și o să vedeți cât de bad a fost Iulia astăzi, i-am zis, noi nu trebuie să ne mai întâlnim, pentru că dacă ne întâlnim și mergem la cumpărături, cheltuim foarte mulți bani împreună. Ea mi-a zis că ăsta este cel mai bun, de altfel ea ne-a și făcut cadou la un moment dat un torta limone din acesta, delicioso, am luat o mortadela cu trufe, am telefonul acolo și a început să meargă, am primit o notificare. Și am mai luat un grana padano pentru că nu știu cât mai avem un frigider și asta nu ne lipsește niciodată. Și am găsit o chestie foarte drăguță, Inforna e gusta, Terina in omagio, stați așa. Uite, chestia asta așa. O să scot brânzica, o să scot din acest ambalaj, o pun la cuptor și când e gata o putem mânca, nu știu, cu grisine, cu pâine prăjită, cu niște chestii drăguțe. E o specialitate de brânză, intuiesc eu și înțeleg eu, având în vedere specificul magazinului, că este din Italia. În fine, nu că e din Italia, că e cu specific italian. E o chestie care se mănâncă în Italia. Am început bine acest clip și nu pare că sunt obosită, nu? Nu știu. Mă gândesc că săptămâna viitoare o să fie o săptămână, adică asta în care vedeți voi clipul, o să fie o săptămână ceva mai lejeră pentru mine și pe lângă faptul că vreau să am un pic mai mult timp să mă ocup de proiectele mele, de job, de toate cele, sper să mă și odihnesc puțin mai mult decât până acum. Avem, și vreau să o iau aici mai aproape, am normal că le-am trântit, am două, dar o să vă arăt acum una și una vă arăt mai încolo nițel, că așa mi-au picat aici la mână. Avem lansate colecțiile de iarnă de la Nala și am aici un set cu boabe picante de tonka, adică spicy tonka beans. Să știți că miroase foarte tare colecția asta. Am un șerbet de corp. Vi-l arăt așa pe repede înainte pentru că știți cum arată produsele lor. Mai am aici un unt de corp. Arată și acesta așa. Mai am un exfoliant cu sare de data aceasta. Un gel de duș. Gelul ăsta de duș, dintr-un motiv necunoscut, mi-a ajuns curs un pic, nu știu de ce, pentru că ei ambalează foarte bine coletele și cred că am primit 20 până acum de la Nala și nu s-a întâmplat niciodată nimic. O sare de baie efervescentă, pe asta trebuie să vă arăt. Uitați-vă și voi. Zici că e un glob din ăla de discotecă și mai am, nu știu cum să fac să stea sarea asta de baie undeva, nu cred că va sta nicăieri săraca. Stați să o pun așa cumva. Și mai am aici o cremă de mâini. Ador cremele de mâini de la Nala. În primul rând pentru că arată foarte bine ambalajele. Eu ador produsele în ambalajele acestea din aluminiu. În al doilea rând pentru că este nevoie. Trăim perioada aceea. Nu vă uitați la unghiile mele, vă rog, pentru că au nevoie urgent de o soluție și soluția aceea va fi să le curăț și să le fac. Dar asta doar diseară după ce o să termin toate proiectele pe care le mai am de făcut astăzi și după ce o să editez tot ce trebuie să editez, astfel încât voi să aveți clipurile la timp. Le-am
pus în siguranță pe cele de la Nala și o să vă mai arăt două colete înainte să trecem la lucrurile de la mall și la o gentuță pe care pot să spun că mi-am făcut-o cadou de Black Friday, dar este o gentuță pe care am luat-o de la cineva, vă zic când ajungem la ea. Avem coletul acesta de la Viorica și în coletul acesta sunt niște produse care aparțin unei game care e posibil să vă intereseze. Cei de la Viorica au lansat o gamă cumva anti-acnee sau o gamă bine, nu știu dacă au lansat-o acum, eu acum am primit-o de la ei, o gamă adresată tenului gras, tenului cu tendința acneică și avem în această gamă următoarele lucruri. Un cleansing gel, arată așa gama respectivă, se cheamă A0 sau ceva de genul, că văd că pe toate scrie același lucru. O să caut pe site și vă pun pe ecran cum găsiți produsele pe site. Avem curățare cu gel purificator, cu acid salicilic și un complex bioactiv din plante. Este sulfat free și reglează secreția de sebum, eliminând luciul inestetic, minimizând aspectul porilor și exercitând o acțiune antimicro... Doamne, aș vrea să fac și eu un clip odihnită. Antimicrobiană. Acesta este produsul, o să ne auzim legat de el pentru că plănuiesc să încep să-l folosesc având în vedere faptul că am sebum, exces de sebum, puncte negre, câteodată mai iese și câte un coș, am pe ce să îl folosesc. Mai avem aici un balancing toner, un ambalaj similar are și el și spun ei aici despre el că reglează secreția de sebum, niacinamida estompează porii, fortifică filmul hidrolipidic al pielii, uniformizează culoarea și textura tenului, extract de propolis are tonerul acesta, aș vrea să îl deschid, să îi vedem și ambalajul și asta trebuia să fac și la produsul anterior. Este ambalajul lor clasic, balancing toner și o să-l folosim împreună și vă dau prima mea impresie despre el. Ce ziceți acolo? Și mai am un mattifying day cream, are SPF, are SPF 10, protecție UVA, UVB și nu are parfum. Aceasta fiind, uite așa, îmi place ambalajul acesta minimalist, îmi place foarte tare. O formulă sebo... I can't. O formulă seboreglatoare special concepută pentru a oferi tenului gras cu tendința acneică îngrijire adecvată pe parcursul zilei. Asigură un nivel optim de hidratare al pielii, ține sub control funcționarea glandelor sebacee și favorizează închiderea porilor. Foarte tare! Așa arată și ea. Și în plus față de produsele... mai am un anti-acne SOS serum. SOS serum, adică. E un serum care cred eu că se folosește ad hoc atunci când ai nevoie. Mă bucur că are acest ambalaj mic. 2% acid salicilic, niacinamide și zinc. Și să citim. Efect antiinflamator, seboreglator, decongestionant, corector, calmant, anti recurență, reduce cu până la 20% severitatea acnei, cu până la 59% secreția de sebum, cu până la 23% porii dilatați, nu usucă pielea, nu afectează bariera protectoare a pielii, dar aș vrea să știu dacă se folosește în fiecare zi sau atunci când ai nevoie. Are un ambalaj de 30 ml care arată așa acest serum, dar văd că nu scrie. Zincul combate în mod dramatic inflamația, reglează secreția de sebum, favorizează vindecarea leziunilor acneice. Se folosește acesta și pe deasupra se vine cu crema matifiantă de zi. Uite că nu știu dacă se folosește chiar în fiecare zi. Dar mă mai interesez, am să mă uit și pe site și povestim. Și pe lângă produsele de... pe care vi l-am arătat deja, mai am aici un gel de duș din gama Essentiel cu lemongrass, frunze de eucalipt, piper de munte
și ceva lămâie și are ambalajul acesta 400 de mililitri, este dita mai ambalajul și tot în aceeași idee, din aceeași gamă esențial cu lemongrass, eucalipt și piper de munte, mai am și un hand and body lotion plus binecunoscutul pillow spray, spray-ul acesta pe care eu îl mai am deja și care vine cumva ca best body, ca un best body înainte de somn, pentru că poți să îl pulverizezi pe pernă, aștepți un pic și apoi te culci liniștit, are lavandă, mușețel, rozmarin și geranium și are efectul acesta de relaxare înainte de somn. Le pun pe astea aici un pic. Voi știți deja că sunt fanul produselor Viorica, știți că le am în rutină de ceva timp, că îmi plac, le-ați văzut în empties atunci când le-am terminat și cu siguranță o să mai vedeți și pe viitor în empties produse Viorica, pentru că le folosesc în mod constant. Iar despre acestea o să mai povestim după ce le testez. Acum, voi știți că eu nu am acne și că tenul meu arată destul de bine, pentru că îl îngrijesc foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu am exces de sebum, nu am puncte negre, nu am pori dilatați și așa mai departe și evident că vreau să folosesc niște rutine care să mă ajute să combat toate lucrurile acestea care se află în exces pe tenul meu. Îmi pare rău că vă foșnesc, aș fi vrut să nu o fac, dar se întâmplă. Să vă explic ce s-a întâmplat aici. A fost Black Friday până ieri, adică până duminică, la Nala. Și m-am uitat eu acolo pe site, voiam neapărat ceva și o să vedeți imediat ce, acel ceva din păcate nefiind inclus în oferta de Black Friday, pentru că voi știți că ei atunci când au reduceri, singurele pe care nu le includ în codurile de reducere sunt seturile cadou, pentru că ele deja fiind set vin cu un preț mai mic decât dacă v-ați lua voi produsele separat, astfel că nu le includ în oferta lor de reduce. Doar că văd de vreo săptămână și ceva, cred că de dinainte de a pleca în Dubai, văd pe Instagram ceva. Acel ceva fiind această borsetuță, această gentuță cosmetică, ce are evident niște rutine. Asta înseamnă că, indiferent că a fost Black Friday pe Nala, pentru gentuța aceasta nu primeam reducere. Gentuța este disponibilă în următoarele variante și poate conține următoarele produse. Vă zic dacă vreți și voi să vă luați. În primul rând, variantele sunt boabe tonka, vanilie și nucșoară, clementină, banană și zmeură, pară și afine, vanilie, fistic și merișoare. Odată. A doua oară este disponibilă cu următoarele produse. Gel de duș, șerbet de corp, cremă de mâini și gentuța în sine. Ce credeți că am putut să mă abțin? N-am putut să mă abțin. Am dat, aș zice, 80 de lei. Da, că scrie și aici. Mă gândeam cât. 80 de lei am dat pe gentuța aceasta și mi-am comandat-o pentru că am senzația că va fi super gorgeous, super frumoasă și super califragilistică și am vrut-o în viața mea. Și pe lângă aceasta am mai cumpărat niște lucruri. Un set pentru buze, iar setul acesta pentru buze este compus din balsamul de buze cu strawberry și căpșuni. Balsamul de buze cu căpșuni și exfoliantul de buze cu căpșuni pentru că vreau să le fac cadou. Deja îmi pregătesc cadourile pentru Crăciun, pentru că e mai bine să fie mai din timp. Prin urmare, le-am luat pe acestea două astfel încât să le pun acolo în cutiuța cu cadouri de Crăciun și când vine Crăciunul să le am pe toate deja pregătite. În Dubai, la prietena mea, am descoperit o spumă de curățare și m-am uitat eu pe acolo, pe rafturile ei din baie și am găsit spuma aceasta și am crezut că este pasul 2 din rutina de machiaj. Și vorbeam cu ea într-o seară despre produsele Nala pentru că și ea este mare fan. Eu am convertit-o, dar a rămas super mare fan. Acum de câte ori vine în țară și cumpără să aibă stoc. Vorbeam cu ea despre asta și zicea, păi da, eu mă demachiez cu spuma aceea.
Și am zis, pe cum? Că e o spumă de curățare, este pasul 2. Nu, 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 că pot să te și demachez cu ea. Și mi-a adus recipientul și am citit pe el și scrie așa. Spumă de curățare facială Nala cu mușețel este o spumă fină, delicată, curățării zilnice a tenului normal, realizată artizanal. Curăță și purifică tenul fără a lusca, lăsând pielea proaspătă și mată. Conține extract de flori de mușețel ce calmează și catifelează tenul, așa, poate fi folosită și pentru îndepărtare machiajului. Aplică pe tenul umed, masând cu mișcări circulare, clătește cu apă. Se recomandă folosirea atât dimineața cât și seara. Fii frumoasă! Ce să credeți că am folosit-o și eu acolo la ea, astfel încât să o testez și am cumpărat-o pentru că vreau să vă arăt și vouă cum funcționează și o să facem asta împreună într-un clip. Cum facem? În primul rând, trebuie să aveți mare grijă la zona din jurul ochilor, pentru că, deși demachează dumnezeiește mascara, dacă se întâmplă cumva să intre în ochi, e un pic de problemă că ustură. Cred că are parfum. Dar, dacă sunteți atente să stați cu ochii închiși și ea nu apucă să intre în ochi, nu aveți absolut nicio problemă cu ea. Stați cu ochii închiși, masați bine și apoi clătiți înainte să deschideți ochii. Superbă este! Cu siguranță o testăm într-un clip separat. Și să vă arăt acum delicioșenia și superbitatea pe care am cumpărat-o, pentru că eu una sunt tare, tare încântată de ea și cred că, deși am foarte multe astfel de pouch-uri și foarte multe astfel de gentuțe de cosmetice, asta cred că va fi favorita mea în următoarea perioadă. Ta-da! Este superbă, este dintr-un material textil și asta o face foarte, foarte ușor de spălat. Are și partea asta și asta înseamnă că poate fi foarte ușor transportată, la modul că o iei ușor să o muți de colo-colo. Are un compartiment, stați să-i dau jos hârtiuța asta, are un compartiment exterior aici, era deschis, trebuie să-l închid, în care poți să-ți bagi niște lucruri mititele. Și are un compartiment mare în care eu am toate produsele pe care le conține această, cum se cheamă? Acest pouch, hai să-i zicem așa. Am luat o gamă care, sincer, cred că va fi foarte drăguță și va mirosi foarte bine, cu pară și afine. Să știți că pe astea cred că o să le păstrez la fel, să le ofer cadou. Am gel de duș, aici aveam un șerbet de corp și aici am o cremă de mâini, așa, pentru că mai am deja câteva seturi și nu mă interesează neapărat, sau poate fac combinații între alte seturi și îmi păstrez eu unul dintre ele ca să văd cum miroase setul acesta sau cum miroase aroma aceasta pară și afine, dar gentuța cu siguranță o păstrez pentru că e superbă și are și logo-ul Nala aici, dar efectiv, ce poți să zici de ea? Este gorgeous, gorgeous. Și da, nu puteam să o las acolo pe site, am văzut-o pe Instagram destul de mult și am zis, trebuie să am pouch-ul ăsta, că nu pot să trăiesc fără el. Dacă nu îl am, nu pot trăi fără el. Acum, hai să vă arăt ce am cumpărat de la mall și o să păstrăm geanta ultima, pentru că e specială și drăguță și abia aștept să îi facem unboxing. Nu am văzut-o decât în poze, nu am văzut-o în realitate. Ea vine cumva așa cum a venit inițial, la modul că cea de la care am cumpărat-o, și o să vă zic și de la cine, a păstrat toate elementele ei, astfel încât dacă o vinde vreodată să o vândă cu toate elementele și o să facem un unboxing veritabil. Întâi de toate am fost în delirium pentru că trebuia să profit și eu de reducerile pe care le-au avut. Vă arăt imediat, adică vă zic imediat și cât am cheltuit. Am cumpărat două produse și cu tot cu reducerea aceasta de Black Friday, 30% reducere la orice produs din magazin, am cheltuit 315 lei. Nu o să vă arăt ambele produse pentru că unul dintre ele va fi un cadou, așa că vă mulțumiți cu a vă arăta atât, dar o să vi-l arăt pe celălalt, pe care pusesem ochii din momentul în care am fost să filmăm campania pe care am avut-o cu ei. Era 140 de lei la preț întreg și eu am dat astăzi pe el 140 minus 15%, stați că vă și zic.
stați așa că vă și zic, am dat 98 de lei și este un Pumpkin Spice Lip Care. Cum aș fi putut să las eu acolo așa o minunăție? Ce m-a atras pe mine la acest set, pentru că este vorba de acesta, este faptul că în primul rând vine așa în prezentarea asta foarte drăguță, are un balsam de buze și un scrub de buze și mai are ceva special înăuntru. Este All Natural Lip Treatment Duo și vine de la NCLA Beauty. Să știți că erau foarte multe chestii în Delirium, printre care Geek and Gorgeous, Alchemy, era un brand Upcircle pe care eu îl știu din Anglia și pe care și am niște produse ale lor și mă bucur că l-am regăsit acum în Delirium și era o grămadă de chestii. Wow, Color Wow și alte câteva. Ideea este că atunci când o să vreau ceva nou, clar la Delirium am să merg pentru că mi se par interesante. Mamă, ce bine miroase! Mi se par interesante produsele pe care le găsesc acolo, chiar și în materie de skincare și știți oricum că în materie de parfumuri v-am mai povestit ce branduri sunt în Delirium, de ce sunt aceste branduri și nu altele. Dacă n-ați văzut clipul de vineri, vă rog să mergeți să îl vedeți. Lip Balm arată așa. Am un balsam în fiecare geantă. Opa, bine că nu m-am murdărit. Am un balsam în fiecare geantă, clar îmi va fi folositor și acesta. Miroase a dovleac, nu este atât de puternic pe cât mă așteptam, dar stați să-l aplic pe buze, să ajungem la momentul acela să-l aplic pe buze și să vă zic cum este. Și aici avem un Sugar Sugar Lip Scrub, așa, și înăuntru, și el miroase a dovleac, dar nu atât de pregnant pe cât mă așteptam, înăuntru arată așa. Mai am o rutină din aceasta de la Nala cu mango și altfel mai am câteva balsamuri pe care le am pe aici, pe colo. Unul aici, unul dincolo, unul într-o gentuță, unul în altă gentuță, unul la birou. Pe lângă toate acestea, ia uitați-vă ce drăguțoșenie! Când îți aplici balsamul, cred eu, nu balsamul, scrubul, cred eu că poți să faci și o exfoliere din aceasta așa, cu acest exfoliant, nu știu dacă se captează, ba da, uite, se captează, ca să vedeți voi că are niște peri foarte, foarte fini și el vine așa în formă de buze și îl pui așa aici, freci un pic, astfel încât probabil să mărești efectul de exfoliere. Abia aștept să-l folosesc și pe ăsta, nici nu-l mai pun în punguța asta pentru că e clar că e un set care rămâne la mine, pe care îl voi folosi în următoarea perioadă. Dar este absolut gorgeous, mi se pare foarte, foarte drăguț. Și aici cred că am detalii despre produs. Ziceți voi că nu este foarte cute. Am dat destul de mult pe el, da, nu pot să zic că am dat cât aș fi dat la Nala, de exemplu, dar e vorba de un cu totul alt brand. Este cumpărat dintr-un magazin care oferă o anumită experiență și sunt convinsă că prețurile nu sunt cele mai mici, dar sincer, cred că înțelegeți dacă zic faptul că de multe ori sau câteodată merită să plătim și experiența asta de cumpărare. Plus că vine așa în prezentarea asta superbă și evident are inclus și dispozitivul acela de masaj. Mai avem aici cumpărături de la H&M, Zara și Calcedonia. Și o să încep cu cele de la Calcedonia. Avea o ofertă și am cheltuit 148 de lei, deși am cumpărat produse de vreo 200 și un pic de lei, pentru că am o problemă cu dresurile. Eu le rup foarte repede. Extrem de repede, nu vreți să știți. Și pe de altă parte și folosesc foarte mult dresuri pentru că mi-e frig și pun 100 den și toată când este iarnă și vreau neapărat să-mi iau o rochiță pun 100 den peste 100 den și am cumva un 200 den, un fel de colanți pe picioare, doar că arată ca niște dresuri și sunt foarte finuți. Astfel că mi-am adus aminte că cei de la Calcedonia au un sistem loc ceva, sper că rețin cum se numește, care înseamnă că în momentul în care ți se rupe dresul, se sigilează cumva zona din jurul rupturii, astfel încât nu ți se duce firul. Și eu mi-am luat acum 5, 6, 7 ani o pereche de dresuri de la ei, care
S-a rupt la un moment dat și mi s-a făcut o găurică aici la picioare, la degete, și până am ajuns eu seara acasă să observ găurica, să toate cele, nu s-a dus nicăieri în jur ruptura. Și am intrat astăzi să mai cumpăr niște dresuri și mi-am cumpărat două dresuri 100 den, nu știu cum se cheamă sistemul ăsta și nici nu-l găsesc pe aici. Dresurile astea sunt foarte faine și ce-mi place foarte mult la ei, la cei de la Calcedonia, este că materialul din care sunt făcute este de foarte bună calitate, nu se scămoșează, nu se deteriorează, nu se subțiază, nu se întâmplă absolut nimic și sunt negri impecabili oricând îi porți. Mi-am luat perechea asta, 49 de lei, și voiam să-mi iau și una subțire și mi-am luat-o pe aceasta, în nuanța nude, nici nu știu să-i desfac, o să-i desfac, oricum o să-i port la un moment dat pe aceștia. Ia să vă arăt și vouă. Ăștia sunt 30 den pentru atunci când nu este extrem de frig, vreau ceva culoarea piciorului, dar vreau în același timp să nu fie nici 100 den. Uite așa arată aceștia. În partea asta de sus au o bandă din aceea modelatoare, astfel încât să-ți țină tot ce ai așa, lipit, așa la îndemână. Și avea o ofertă, 3 plus 1 gratuit, astfel că mi-am mai luat 30 den și negri, să am și mai subțiri, să fie și pentru vremea mai de primăvară, că nu port dresuri doar iarna, port și primăvara și toamna. Și ca să beneficiez de ofertă, mi-am mai cumpărat încă o pereche 100 den, așa că acum sunt asigurată de dresuri. Și am plătit de principiu, pentru că toți erau 49 de lei, cu 12,25 lei, mai puțin per pereche. Și astea au fost cumpărăturile de la Calcedonia. Hai să vă arăt ce am luat de la Zara. O să vi-l arăt așa pe repede înainte și dacă mă ajută Dumnezeu să repornesc proiectul acela cu outfit și parfum, o să vedeți efectiv lucrurile în clipurile pe care o să le postez. Am dat o dată pentru mine 240 de lei la Zara și mi-am cumpărat o pereche de colanți negri, simpli, ia stați, nu, au aici pe față dunguța asta, care sper că se și vede la voi, că e mult negru aici, au o dunguță și ce-mi place mie foarte tare este că sus au această bandă care să-mi țină totul la oaltă, la un loc. Mi-am luat măsura M și dacă aveți nevoie de ceva de aici, puneți o pauză și luați ce vă trebuie. 109,90 lei am dat pe aceștia. Și am mai cumpărat o rochiță pe care am dat 129,90 lei. Este absolut superbă. N-am putut să o las acolo și am zis că merit și eu așa ceva. Uite așa arată. Este neagră, foarte moale și pufoasă. V-aș arăta materialul, dar nu știu dacă o să vadă el foarte... Nu cred că este duminica la 4 și jumătate și a început o bormașină. Este foarte moale și cumva pufos, de un pufos foarte fin. Nu știu cum să vă explic. E superb. Este absolut superb. Vine un pic pe gât, dar nu e deranjantă. Adică vine cam așa. Nu deranjează foarte tare și aici în părți, încerc să vă arăt cumva, ia uitați-vă, are niște încrețituri pe care sper că le vedeți voi acolo, are niște încrețituri care vin fix deasupra abdomenului ca să creeze un efect din asta de talie mai subțire, ca să zic așa, că te pierzi în încrețiturile acelea și nu știi ce se mai întâmplă, iar de lungă este lungă, este de aici până aici. Urăsc bormașinile duminică la ora 4. Sper să termine repede cu această bormașină. V-am zis cât am dat. Nu puteam să mă întorc de la mall cumpărându-mi doar mie ceva, așa că i-am cumpărat și lui Cristian ceva și de data asta am și nimerit. Și îi și place. I-am luat o gecuță simpatică, un fel de bomber jacket, după cum arată aici, doar că nu e chiar bomber, că are glugă, după cum vedeți. Am o măsură M pentru el și o geacă. Ce?
Pe interior are material din acesta polar, cred că se cheamă, din acela pe care îl găsești în Decathlon și îți iei haine de corp din materialul ăsta ca să nu-ți fie frig iarna. Iar pe exterior este impermeabilă și ce să credeți că am găsit-o cu reducere și am dat pe ea 139,90 lei de la 250. O să o și închid ca să o vedeți și voi, dar acum suntem în plin sezon ploios și zilele astea chiar a plouat. Mi se pare că e o investiție foarte bună. Uite, așa arată, cu glugă. Și ce mi-a mai plăcut foarte tare este detaliul acesta de aici, de la mâneci. Și aici vine un pic strânsă, un pic adunată. Este absolut gorgeous și superbă. Și ăsta este spatele. Cam așa arată. Cred că v-ați făcut o idee cu privire la ea. Partea bună este că îi place și culoarea, îi place și cum arată, iar eu mă bucur tare, tare mult și sper să îi vină și să-i țină și de cald. Asta voiam să zic, având în vedere materialul acesta flaușat sau cum s-o chema el de pe interior. Apoi, am intrat la H&M. Am fost să duc două pungi de haine la reciclat, dar știu că e o mare controversă cu treaba asta cu H&M, cu unde duc ei hainele pe care le iau de la noi, pe care noi le reciclăm. Acum Dumnezeu știe, nu, efectiv nu știu ce să mai zic. E bine să duci, nu e bine să duci, tu te simți mai bine că duci, dar hainele alea ajung în niște situații, în niște colțuri ale lumii, în niște containere, pe niște deșerturi, pe... Nu știu ce să zic. Treaba este că le-am dus acolo și aia e. Și la H&M, de principiu nu voiam să-mi iau nimic. A intrat Iulia să cumpere ceva, să vadă dacă găsește o bluză pe care o văzuse pe aplicație, dar am văzut o fustă. Și am leșinat lângă ea. Și am zis, dacă nu vine cu mine acasă fusta asta, eu mor, plâng aici, nu mai pot. Și în timp ce eram la casă și plăteam toate cele, am găsit șoze de astea pentru Cristian și le-am luat. Set de 5-74% bumbac, 23% poliamide, 3% elastan, iar ele sunt foarte drăguțe. Mie îmi plac foarte tare șosetele astea cu dunguțe și sunt 3 dintre ele cu astfel de dunguțe. Stați că le-am aruncat și nu știu cât au costat. Au 20% reduceri pentru membrii, până astăzi cred că au și ei. Au costat 70 de lei în mod normal și eu am plătit cu 14 lei mai puțin. Iar pe fustă aș fi dat 128 de lei și am plătit cu 26 de lei mai puțin. Și nu cred că sunteți pregătite pentru această fustă. Vă zic, nu sunteți pregătite. E superbă! Este absolut gorgeous! E așa, un pic în A, în partea de jos, dar foarte puțin în A. Și uitați-vă la acest material. Ce material de ăla de căciulă? Aveam la un moment dat o căciulă roz așa. Este cu talie înaltă și vine până pe undeva pe la gambe. Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Cred că am să-mi petrec iarna în această fustă pe care deja o ador și sincer am văzut atât de multe lucruri frumoase la H&M și la Zara încât le-aș vrea pe toate în viața mea. Știu că nu se poate, că în primul rând n-am unde să le pun, în al doilea rând nu are sens să cheltui atât de mulți bani, că am multe lucruri pe care să le port în perioada aceasta, dar credeți-mă că am văzut atât de multe frumuseți, că aș fi plecat cu ele toate acasă. Pe asta aș putea să o port cu o cămașă pe dedesubt și să o fac chiar și rochiță, nu? Da. E foarte frumoasă, foarte, foarte, foarte frumoasă. Uite, pornește așa de sus și se face așa mai mare jos și să vă arăt dacă aveți nevoie de vreun cod, îl luați de aici. Și mi-am cumpărat XS pentru că să știți că eu port M, doar că XS-ul de aici mi s-a părut că este fix ce trebuie pentru talia mea. Dacă mi-aș fi luat M, cădea de pe mine și oricum aveam nevoie de ceva care să stea fix pe talie, pentru că după cum vedeți nu pot să-i pun curea și atunci trebuie să-mi stea fixă pe talie și am decis să o cumpăr pe asta XS, că mi s-a părut că mi se potrivește și oricum am probat-o și într-adevăr mi se potrivește. Acum, hai să vă arăt ce mi-am cumpărat eu singurică de la prietena mea, Iulia. Bad Iulia este obsedată de genți și are foarte multe și din când în când zice, trebuie să mai vând o geantă. Și eu i-am zis,
dar arată-mi întâi mie ce vrei să vinzi, că poate îmi place ceva. Mi-a dat cadou pentru că am făcut o achiziție de la ea, pe care altfel probabil că o punea pe numai port sau pe un grup din acesta de vânzare. Mi-a dat cadou șosetele acestea. Sunt superbe. Aș vrea să le port sincer cu mocasin din aceea de-ai mei, cu pantofi din aceea pe care mi-am cumpărat în ultima, în toamna aceasta, pentru că cred că s-ar vedea foarte, foarte fain. Dar să văd dacă am cum să-i stilizez. E, ia uitați-vă ce mi-am luat. Ea e nebună, a păstrat până și plasa aceasta în care și-a cumpărat geanta de la magazin. Mi-am luat o geantă, cocinel sau cocinele, stați așa, că mi-am dat seama acum că nu știu cum se pronunță și verificăm împreună pe Google, pentru că de ce nu? Stați, ia să vedem împreună cum se pronunță cocinel. Coccinelle. E, iată că nu era niciun fel. Este o geantă coccinel și sper să țin minte de acum. Hai să mai ascultăm o dată. Coccinel. Coccinel. Asta este brandul, așa trebuie pronunțat, așa o să-l pronunțăm și noi, pentru că așa zic cei care știu. În primul rând, de la Coccinelle, ea și-a achiziționat pentru geanta asta acum ceva timp și un belt special. Mi-a lăsat și bonul aici, ce nebună este. Este un belt pe care poți să îl atașezi genții, astfel încât să îl schimbi pe cel cu care vine. E așa, negru cu alb, destul de simplu, negru cu alb și cu auriu. Nu mi se pare încărcat, mi se pare chiar drăguț și cu siguranță dacă o să vreau, o să mai iau eu altul. Nu l-a folosit niciodată, încă are eticheta pe el. Am ținut bine minte Coccinelle, da, am ținut bine minte. Și l-a luat din Italia, chiar dintr-un magazin al lor, din câte văd eu aici. Iar pe lângă acest belt am, evident, gentuța, care vine în dust bag-ul ei și care este neagră, simplă și cea mai drăguță din univers. De ce voiam gentuța asta? O voiam pentru că aveam nevoie de o geantă neagră pe care să o mai schimb din când în când cu cea pe care o folosesc cel mai mult. Cea pe care o folosesc cel mai mult acum este tot o geantă neagră. Vine de la Zara și am primit-o cadou astăvară de ziua mea de la Iulia. Superbitatea aceea mică. Măi, dar e atât de mică încât pot să-mi iau foarte puține lucruri cu mine. Și asta arată așa, nu știu ce model este, sincer vă zic că nu mă pricep la genți, nu mă pricep la gențile de brand, nu am genți de brand, de principiu am Zara, Bershka, Stradivarius și toate cele, am gentuțele mele Ideal of Sweden și uite că mi-am adus aminte că ar trebui să mai pun o comandă la ei pentru că îmi trebuie ceva pentru sezonul de iarnă și am zis că aș putea să încep incursiunea aceasta în gențile de brand, ca să zic așa, cu această geantă. Și aveam două variante. Fie să-mi iau o geantă de genul acesta, de pe un grup, de undeva, fie să-mi cumpăr o geantă nouă. Și dacă am posibilitatea să dau mai puțin pe ea, să nu cheltui atât de mult, să nu mai consum o rezervă a planetei, deși vă zic asta după ce mi-am cumpărat de la Zara și de la H&M, mă scuzați, că mi se pare că lucrurile astea două se bat în cap în cap. Dacă pot să fac și chestia asta, nu am de ce să n-o fac. Plus că este de la o persoană de încredere și știu sigur că este o geantă originală. Poate fi purtată fie așa, poate fi purtată fie așa pe umăr, poate fi purtată fie crossbody, era să zic crossbody. Crossbody este simplă, are aici detaliul acesta auriu, pe el scrie Coccinelle și dacă o deschid în interior este așa. E foarte încăpătoare, nu am ce să zic, chiar este super, super încăpătoare. Are și un buzunar aici în interior, are și un buzunar, ăsta se închide cu fermoar, are și un buzunar simplu aici și chiar este superbă, îmi place maxim. Este geanta mea de doamnă. Așa arată și mai scrie Coccinelle și aici pe spate, dar în fine asta chiar nu contează. Și este într-o stare impecabilă, mai vreau astfel de genți. Glumesc, nu știu dacă o să mai cumpăr în următoarea perioadă, nu prea mai am unde să le mai pun, dar
Mi se pare o variantă de o achiziție din asta de pe grupuri sau de ce nu de la prieteni, dacă cineva vinde cineva ceva și cineva vrea să cumpere acel ceva, nu văd de ce nu. Mi se pare că, deși, repet, vă vorbesc despre cumpărături în clipul acesta, mai minimizăm un pic efectele pe care le avem asupra mediului. Am pus-o deocamdată în acest dust bag. Uite, scrie și aici. Cosinel. Am zis bine? Hai că am uitat. Până data viitoare uit. Cred că tot timpul trebuie să caut pe Google. Nu, Coxinel. 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 Hai că am făcut și o lecție împreună, am învățat ceva împreună astăzi, că suntem aici să ne și împărtășim lucruri de genul acesta și să recunoaștem că nu știm niște lucruri, că nu e nimic greșit în asta. Gata, asta a fost tot, nu știu cât am vorbit, mamă, 46 de minute, nu știu când o să editez tot ce se întâmplă astăzi. Mă pun pe editat, mai am ceva de filmat foarte important. Ba nu, stați că vă arăt și vouă, că acum dacă tot, uite, uitați-ne de chestia asta și e foarte importantă. Acum dacă tot am făcut tot felul de lucruri și am vorbit despre tot felul de lucruri, hai să vorbim și despre niște campanii de, niște campanii sociale, cred că ar fi cel mai bine să le zicem așa. Am primit un colet de la Persil și coletul acesta vine cu un hashtag, dreptul la haine curate. Și deși v-ați aștepta să fie o reclamă, aflați că asta nu este o reclamă. E o campanie Persil făcută în parteneriat cu Crucea Roșie. Adică aceasta este campania făcută în parteneriat cu Crucea Roșie și vine sub o... sub un nume, campania aceasta, Mai multe fapte bune. Și zic cei de la Persil că au fost făcute niște studii pe care le confirmă și cei de la Crucea Roșie, cum că nu toți copiii din România au parte de hăinuțe curate, iar acesta este al doilea an în care ei desfășoară această campanie. Anul trecut au furnizat detergent pentru 20.000 de copii, astfel încât ei să aibă dreptul la haine curate, iar anul acesta vor furniza detergent pentru 25.000 de copii, astfel încât ei să aibă dreptul la haine curate. Din păcate, acest colet a ajuns la mine destul de târziu, campania încheiindu-se pe 15 noiembrie, dar zic ei așa, că la orice produs cumpărat, și chiar vă rog să faceți treaba asta pentru că mai aveți timp, încă două zile să faceți asta și să faceți o faptă bună, la orice produs cumpărat în perioada 30 august-15 noiembrie 2023, Persil donează detergent pentru ca 25.000 de copii din România să aibă haine curate. Iar dacă vreți să citiți mai multe detalii despre această campanie, puteți să găsiți toate detaliile pe www.campaniehenkel.ro. Intrați acolo și vedeți despre ce este vorba. Iar eu aici am primit un detergent Persil, bine cunoscut pentru că l-am folosit de foarte multe ori. Am mai primit o sticlă din aceasta reutilizabilă și înăuntru am o scrisorică. Iar pe scrisorica aceasta am așa: când purtăm haine curate ne simțim încrezători. Acest lucru ne ajută să ne concentrăm pe învățare și pe pasiunile noastre, astfel încât să ne putem construi un viitor mai bun. Din păcate, nu toți copiii au norocul să aibă haine curate și uneori asta poate fi o barieră în calea dezvoltării, deoarece poate conduce la excludere și prejudecată. Prin campania Mai multe fapte bune, Persil ne dă speranță că viitorul poate fi unul strălucit. Vrem să îți mulțumim pentru implicare și pentru că ne dai încrederea că putem să ne urmăm visurile. Și aveți aici, uite, dacă aveți, dacă vă uitați la mine de pe desktop și puteți să scanați acest QR code, să știți că puteți să găsiți mai multe detalii aici. Și am aici o scrisorică făcută de un copilaș pe care îl cheamă Fari, care a făcut un desen și pe care scrie Paște fericit, Hristos a înviat. Mi-ar fi plăcut să-mi dea mai multe detalii legate de desenul acesta, de cine l-a făcut și de ce este în spatele lui și cine este copilașul acesta, pentru că am senzația că este unul dintre copiii dintr-o zonă defavorizată, un copil care probabil că este supus și bullying-ului din pricina acestui lucru și adică al lipsei hăinuțelor curate sau
a lipsei de posibilități, pentru că până la urmă despre asta este vorba, așa că vă îndemn și pe voi să faceți un efort, chiar dacă nu vă trebuie o cutie de capsule în momentul de față, o cutie de detergent Persil, mergeți și cumpărați-o pe cea mai mică, doar cumpărați-o astfel încât puțin câte puțin să ajungem la acei 25.000 de copii care au nevoie de haine curate și au nevoie să fie acceptați în societate ca niște copii cu hăinuțele curate și au nevoie să nu se mai supună bullying-ului din această pricină. Ia uitați-vă, asta e cutia care a ajuns la mine. Am să fac și eu, evident, treaba asta și am să cumpăr un detergent Persil de care nu am nevoie în momentul de față, dar nu o fac pentru că am nevoie de el, o fac astfel încât să pot să susțin și eu un pic această campanie. Și asta este tot. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem miercuri. Nu știu încă ce am să filmez pentru miercuri, nu știu încă ce am să filmez pentru vineri, dar cert este că săptămâna aceasta trebuie să primesc, trebuie să pregătesc 4 materiale miercuri și vineri, pentru că săptămâna viitoare o să fiu puțin plecată, eu singurică, și trebuie să fie totul în regulă pe YouTube, astfel încât să existe clipuri pentru voi în fiecare zi. Dar uite, poate pentru miercurea aceasta am hotărât să editez unul dintre vlogurile din Dubai. Doamne, ce mult mi-ar plăcea, dar ce mult am de editat la ele. Mă pup, vă îmbrățișez și ne vedem cu siguranță miercuri.